Echipa laboratorului Darwin a decis să treacă în vizită la un alt laborator, mai exact la băieții de la Bitdefender. Haideți să vedem cum lucrează cei care repară greșelile după noi, cei care intrăm câteodată unde nu trebuie. Noroc. Echipa laboratorului a ajuns într-un laborator vecin, laboratorul Bitdefender, și să vedem ce fac băieții care ne protejează toate device-urile atunci când intrăm noi pe site-urile care nu trebuie. Salut! Numele meu este Liviu Arsene și sunt specialist securitate pentru Bitdefender. Alături de noi avem pe Mihaela Filip, PR pe România, Andrei Cismaru, social media, și Lucian Lupașcu, channel manager. Cred că astăzi am să vă povestesc mai mult despre ce înseamnă securitate, ce facem în Bitdefender și cum să vă protejați când stați online. Și uitați și cărți de vizită. Minimal design. Și ăsta este departamentul de PR. Bună! 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 Salut! Salut! Rico! Rico! Bună! Păi cam aici ne desfășurăm activitățile de zi cu zi, ca să zic așa, tot ce înseamnă crize, comunicări de criză, aici sunt rezolvate. Alea safe-uri? Alea vrea să fie safe-uri, dar nu, sunt doar niște cutii. Și ce premii aveți voi aici? Sunt toate premiile care, mă rog, o parte din premiile care am obținut din 2012 până în aparent tot 2012, dar mai avem până în 2014. Anul trecut Bitdefender a fost în top. Anul trecut Bitdefender a fost în top, da, și în continuare este în top Bitdefender la performanță și protecție. Avem cel mai bun detecție și un impact minim asupra resurselor calculatorului. Deci, pe vremea când ți instalai, dacă mai țin minte, pe vremea când ți instalai un antivirus, de regulă nu-ți mai mergea absolut nimic. Ei, s-au schimbat vremurile alea. Acum îți pui un antivirus și frâna calculatorul. Exact. Nu îți mai mergea nici hard disk, deschideai un browser și așteptai. Trai într-un joc, trebuia să închizi antivirusul, să-l pui pe exact. Safe mode sau uite acum era chestia. Exact. Acum Bitdefender, spre exemplu, și-a făcut profile speciale pentru muncă, pentru jocuri, depinde ce vrei să faci. De exemplu, dacă vrei să lucrezi la serviciu, ai un modul special și se activează și îți optimizează consumul de resurse în așa fel încât să îți impacteze, spre exemplu, Office-ul sau Outlook-ul sau alte chestii. Când te joci, din nou, se optimizează consumul de resurse în așa fel încât să îți afecteze performanța jocului. Și acolo avem o hartă cu... Uite, vezi? Harta cu atacurile online. IP-urile de unde vin... IP-urile de unde vin atacurile și unde se duc. Și eventual și... Moldovienii, vieți? Exact. Stau, nimeni nu lucrează. Cum nu lucrează? Nimeni nu lucrează. Să înțeleg că tot ce e însemnat acum cu galben... Sunt atacuri în desfășurare. Aha, adică băieți se pregătesc, da? Păi nu doarme nimeni nicăieri. Aha, și noi stai și nu uităm la dânși între timp. Absolut. Și deci o altă opțiune pe care o are Bitdefender la ce ține de securitate este un box. Un soi de media box, se spune Bitdefender Box. Ideea lui este că el îți protejează toate device-urile din casă, indiferent că ai televizor, tabletă, telefon, PC, Xbox chiar și așa mai departe, tot ce are conexiune la internet în principiu. El arată cam așa, uite Ana o să ne-l scoate din cutie și o să ne arate ce presupune. El nu vine preinstalat cu oarecare aplicație, ci se conectează la cloud-ul Bitdefender. Și în așa fel îți protejează toate device-urile pe care le ai tu. Spre exemplu, dacă e o familie numeroasă de 4 persoane, care fiecare are minimum câte 2 device-uri, plus încă cei ce mai avem prin casă, e o soluție foarte bună pentru că nu trebuie să procuri pentru fiecare o licență, ci ai securitate garantată pentru toate din acest media box mic. El de altfel e foarte mic, pe imagine pare destul de mărișor. Dar e compact, îl poziționezi lângă router, adică nu e o... Dita mai chestie. Not for sale. Deocamdată. Uiteam și eu, ne-l arătați, dar de deci asta este așa ca un fel de preview pe ce urmează pe anul ăsta. Follow me. Bun, și acum haideți să vă arăt cum este sala de conferință, unde facem noi de regulă acele conferințe secrete, se pun la cale toate chestiile de Bitdefender. Salut, salut! Două secunde, deranjești noi. Vă place să stați în întuneric, văd că, da?
Așa se discută ideile, la rece și pe întuneric. Uite, vreau să te întreb de așa un paradox. Iază. Cei mai buni hackeri, uh-huh, de obicei vin din Europa de Est, așa spun statisticile, și am înțeles că România se află la fel printre primele locuri la cultul ăsta de hacker. Și unul din cele mai bune antivirusuri și cel mai bun de anul trecut, tot se află în România. Există și o explicație pentru chestia asta. Păi iată, mi-e interesant care e fața. Explicația e pentru că România, sau mă rog, țările din Europa de Est, întotdeauna au avut o cultură foarte puternică când a fost legată de matematică. Deci universități, școli, totul s-a bazat foarte puternic pe zona asta de matematică, de logică, de programare. Și chiar România, dacă nu mă înșel, chiar și înainte de perioada Revoluției din 89, a avut un program de informatică foarte, foarte puternic. Ei, și motiv pentru care în momentul în care s-a deschis piața către Europa de Vest, s-a creat o nouă necesitate, și anume necesitatea inteligenței din România. Deci la noi sunt și hackerii și cei care îi alungă pe hackerii. Păi, amândouă tabere să aici. Da. Bun, haideți să vă mai arăt niște chestii. Hai să coborâm la patru, totuși. V-am arătat mai devreme box-ul. Da. Ăla este incubatorul unde s-a creat box-ul. Unde s-a creat box-ul, exact. Apropo de laboratorul de box. Simplu așa. Da. Asta e codul secret al nostru. Salut! Bună ziua! Salut! Bună ziua! Ico! Care sunt cel mai mari riscuri din anul ăsta? Iată ce ține de securitate pe internet și în general. Păi, cred că depinde foarte mult de industria la care te referi. Uite, spre exemplu, pentru companii mari există riscul de breșe de securitate, cum s-a întâmplat chiar și luna asta. Adică, nu știu, o serie de atacatori s-au gândit să le spargă sistemele de securitate și le-au luat informații sensibile, cum ar fi date personale despre clienți, date personale despre angajați, eventual, și uneori chiar cer bani pentru răscumpărarea lor. Un fel de phishing. Un fel de phishing sau, uite, mai concret, ransomware. Care, ransomware-ul, îl vedem și la utilizatorii obișnuiți. Am întâlnit și eu recent săptămâna trecută așa. Exact, dacă mai ținte virusul Poliția Română sau nu știu mai știu care. La un moment dat te trezești și îți apare un mesaj pe ecran și îți spune ai făcut activități ilegale. Scoate. Exact, ca să-ți deblocăm accesul la fișa respectivă, plătești o recompensă de 500, 1000, 2000 de... Și au interfeis tare ușor, adică fac orice numai că să le plătești. Este și prin Bitcoin, exact. Se pune interfața, ai pus cardul, ai dat banii... Motivul pentru care preferă prin Bitcoin este că nu pot fi urmăriți... Da, nu pot fi urmăriți. Exact, tranzacția. Dar uite cazul ăsta cu Sony Entertainment, când le-a intrat în, mă rog, în mail-uri și în toată baza asta de date de Sony și a scos de acolo și preview-ul la filmul ăsta, The Interview și exact. Așa mai departe. A fost asta, după părerea voastră, așa un atac cibernetic? Motivul pentru care au reușit să facă chestia asta, mă rog, cel mai probabil este că au vrut să aibă acces în companie la date. Faptul că au dezvăluit și informații după aia au fost pur și simplu, probabil, aici speculăm, probabil ca să-i forțeze într-un fel sau altul să-l plătească niște bani ca să nu dezvăluie informațiile care le-au scos. Păi uite asta, aici ne jucam. Trebuie să faci ceva să te relaxezi, nu poți să stai să codezi tot timpul, îți dai seama. Și am luat niște proiecte de bază la niște calculatoare foarte vechi, le-am decupat și am făcut o harta lună. Mă rog, un proiect care a luat ceva timp, vreo 2-3 săptămâni sau lucrarea. Cât a luat timp? Două săptămâni. Două săptămâni? Dai seama că nu facem asta toată ziua. Dar a cui a fost ideea asta? La sfârșit de program? Nici nu mai știu. Cred că Silviu a fost ideea ta? Silviu a venit cu ideea. A biroului. Da, a fost încurajată. Asta e ca la vrăjitorul din Oz, știi? Intri pe o parte, dar îți pare că ești pe alta. După cum știm, Bitdefender nu se specializează doar pe securitatea pe desktop. E foarte populară și pe device-uri, pentru că device-urile mereu sunt cu noi, mă rog. Și am observat chiar atunci când intri în Play Market, sunt o grămadă de aplicații Bitdefender, anume Parental Control, chiar și Battery Saver, uh-huh, am văzut. Deci nu e neapărat legat de securitate, dar ea există aici. Uite, da. Parental Control, spre exemplu, e foarte mișto, pentru că gândește în felul următor, ai copii. Are un telefon mobil, un telefon smart, are acces la internet, nu știe niciodată ce vizitează, se duce pe site-uri mai dubioase, chestii de genul ăsta. Și e bine să aibă o soluție de securitate care să-i spună, vezi că site-ul ăsta nu e ok. Și e bine ca și părintele să știe eventual ce vizitează, știe, eventual, nu știu, poate copilul are probleme, e mai depresiv și vizitează tot felul de site-uri
care încurajează... Mă rog, nu. E posibil să viziteze site-uri care să nu-l ajute neapărat. Și în felul ăsta încurajează și conversația dintre copii și părinte. Știi? Deci, spre exemplu, dacă la un moment dat copilul tău pleacă de la școală și tu vezi că a plecat de la școală, e posibil ca lui să-i fie rău. Și poate nu a vrut să te sune sau nu a vrut să-ți faci probleme. Dar tu primești un SMS și vezi că copilul tău a plecat din incinta școlii. Și zici, ok, ai pățit ceva, ești ok, ești în regulă. Și foarte interesant era chestia cu activarea aplicațiilor într-o anumită perioadă a zilei, pentru că știm astăzi fiecare copil e obsedat după tablete, jocuri și chestia asta de parental control, după cum am văzut, permite să restricționeze accesul la o aplicație într-o anumită perioadă de zi, adică băi, îți faci temele până la 4, exact, de la 4 până la 7 intră în oricare aplicație vrei. Exact. Eu vezi, au voi scrit pereți, libertate totală. Ce reprezintă? Iată, ăsta e un câine? Nu, ăsta e lupul dacic. Lupul dacic? Lupul dacic tehnologizat. Mhm. Iată, uite, nu știam de chestia asta. Nu știi? Lupul, deci fix de aici. Este simbolul României. De asta ne mândrim și noi că suntem Bitdefender, o companie asta noastră românească. Pentru ca să înțeleagă spectatorii, cloud-ul e o soluție securizată sau nu? Puteai să treci! Nu, că luăm de la capăt, e ok. Nu faci mai rău. Military Project, Pentagonul. Vedeți? Nu filmăm. Deci aici este sala unde apar ideile pentru protecție sau cum? Una dintre sări. Mm-hmm. Da? Adică sunt încă trei, mult mai mari decât deci asta. Deci e unul din creierile unde se produc soluțiile de securitate. Da. Așa, am înțeles corect. Exact. Aici este în principal echipa care dezvoltă motoarele de scanare. Ok. Mihai Novitski acolo este șeful echipei de motoare, ok? Ei dezvoltă tehnologia de scanare, iar echipa mea folosește acea tehnologie pentru a adăuga detecție pentru orice amenințare curentă. Eu observ în fiecare sală când intru, este ceva deosebit. Într-o sală erau o hartă din microscheme, în alta erau jucării, voi aveți o pianină. Dumneavoastră cântați? Nu, eu învăț să cânt. Eu tot învăț. Dar nu este pianul meu. Este da? Pianul cu poți să încerc și eu? Eu tot învăț. Da, te rog. Da, lucrează? Da. Da, am cântat de vreun an, mă ating. Am înțeles. Ia, da, des ne aduc aminte altul. Da. Nu, amuș ne aduc aminte. Da. Da, asta dar ne arătați și dumneavoastră ce puteți. Nu, de ce? Da, mersi mult pentru experiență. Da. Scaunul e tare cool. Pa. Bun, și acum cred că am să mă duc spre sala de relaxare. Asta e restroom-ul. Salut, salut. Ușa la director, știi? Entertainment room. Da. Deci aici e unde băieți se relaxează cea mai mult. Da, și vedeți băieți care se relaxează. Jucăm și noi partidă? Nu! Da, hai. Așa, hai că eu sunt cu... Tu ești cu roșu, da? Da, da. Unu. Băi! Chiar nu, nimic? Băi, ce sloc. Băi, a mea era mai mică masa, de-aia. Totdeauna e o scuză pentru ăștia care știu. Normal, asta-i. Yes? Unul este.
Aici se încheie excursia noastră. Noi le mulțumim băieților de la Bitdefender pentru această ocazie. Voi nu uitați să apăsați share și subscribe dacă încă nu ați făcut-o. Ne reauzim în noi episoade. Până atunci vă spun toate bune de deasupra Bucureștiului.